Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Ați văzut un episod că am utilizat pentru încărcarea câtorva acumulatoare litiu-ion, cum sunt cele de față, acest încărcător universal de la Opus. Așa că m-am hotărât de ce să nu fac un clip în care să vă prezint interiorul acestuia. Opus BT, model BTC 3100, versiunea 2.2, încarcă baterii nichel-cadmium, nichel-magneziu, litiu-ion, tipul bateriilor litiu-ion, le se văd mai jos. Eu am pentru test câteva acumulatoare litiu-ion și câteva nichel-magneziu de 1,2V. Sunt cele de față de la Enelo. Hai să desfacem cutia. Înăuntru vine cu o alimentare de 12V curent continuu la 3A. Nu-l mai desfac pentru că e prins în clipsuri probabil și n-aș vrea să-l deteriorez. Așa arată încărcătorul. Cutia o dăm la o parte. Manualul care nu-l citește nimeni. Hai să și-l alimentăm prima dată. Hai să introducem de test cumulator litiu-ion. Următorul. Hai să introducem și acumulatoarele de 1,2V de la Enelop. Ați văzut că arată tensiunea. Cum introduci acumulatorul, încarcă la jumătate de amper, 500 de miliamperi. Tensiunea pe fiecare celulă în parte. Ventilatorul a fost schimbat, deoarece era zgomotos cel inițial. Și cam așa arată la prima vedere. Haideți să și îl desfacem. Pe spate se observă că sunt aceste chestii din burete, pentru a nu vibra, pentru a nu face zgomot de la acel ventilator. Și avem 4 șuruburi. Ok. S-a desfăcut. Așa arată zona de jos. Hai să dau un zoom să vedeți mai bine. Păi, cam așa arată spatele, PCB-ul din spate. O să desfac să vedem și partea cealaltă. Avem bobine pentru fiecare, probabil, chip în parte de încărcare-descărcare pe fiecare în parte. Rezistoarele pentru descărcare. Inițial am crezut că sunt arcurile respective. Rezistoarele pentru descărcare sunt cele de aici, din zona aceasta. Sunt în paralel toate, da? 1, 2, 3, 4. Acestea sunt diode Schottky, diode rapide. SS34 sunt toate, cele de aici. Condensatoare sunt cele de aici, sunt pe partea de alimentare. Condensatoare de pe fiecare zonă în parte. Sunt de 220 microfarazi la 10V. Și parcă din câte știu sunt au OSR scăzut, la OSR. Da, se vede bine la OSR. Aici este chipul principal, dar din păcate l-avem sub forma aceasta. Acesta se ocupă și cu afișajul respectiv. Din câte m-am înțeles de la alții, este un microcontroller acesta. Ca dovadă și acest cristal de cuarț de aici. Un condensator de 100 de micro, un integrat, din păcate, necunoscut. Avem zone pentru test, pad-uri pentru test, probabil. Sunt peste tot. Acestea sunt tranzistoare, tot ce le vedeți cu 3 pini sunt tranzistoare, clar. La fel, ce e notat cu Q sunt tranzistoare. Aici trebuia să fie o diodă, ce fel de diodă?
A, și încă un lucru, în partea dreaptă avem o zonă de schimbare a tensiunii acumulatorului lution de 4,2V, 4,35 sau 3,7. Înseamnă că poți selecta dacă ai acumulatoare care se pot încărca până la tensiunea respectivă. Diverse tipuri de acumulatori pe bază de litiu. Eu nu vă recomand să schimbați, să lăsați 4,2, deoarece dacă aveți unele de până în 4,2 și schimbați către 4,35, veți deteriora iremediabil acei acumulatori. Și în niciun caz nu vreți la 3,7, pentru că nu se vor încărca la maxim. Multe condensatoare ceramice. Hai să desfacem aceste arcuri. Am desfăcut. A, uitat să vă arăt și ventilatorul. Așa de mic este. Micuț de tot. La cât se alimentează? 12V, maxim 70 mA. Să desfacem ușor. Din câte se vede, avem niște senzori de temperatură. Ce citește temperatura pentru fiecare celulă în parte. Da, fiecare acumulator în parte. Exact sub plusul respectiv. Hai să dau un zoom. Ce avem pe partea aceasta? Sunt niște integrate. Scrie pe ele 931V1P3484. Nu am căutat pe internet despre ce face acest integrat. Probabil se ocupă cu încărcarea și descărcarea acelui acumulator, cred. Vedem și o dată scrisă pe el, 2019, 10, luna 10, ziua 18. Deci cam acestea sunt integratele pentru fiecare celulă în parte, fiecare rail în parte, celulă. Prima, a doua, a treia și a patra. Și aici. Pe mari lucru nu am ce să arăt. Cam asta ar arăta tot interiorul. Sub acest display nu mai este nimic. Aici sunt LED-urile, se pot scoate? Fine. Deci, la o adică, dacă vrei să schimbi culoarea acestor LED-uri, cred că poți să schimbi. Hai să le introducem la loc astea, să nu le punem greșit. Ok. Punem la loc. Am reușit să pun arcurile la loc. Uite, să vă arăt că trare de 12V există un condensator de 1000 de microfarați pe filtraj pentru a filtra încă o dată probabil tensiunea de 12V. Am uitat să pun plasticul respectiv de la butoane, de la selectoare. Da. Hai să punem și capacul de sus. Și acum la sfârșitul ultimul test, să-l pornim. E totul în regulă. Este bine. Aici se termină acest clip privind prezentarea internă a unui încărcător
inteligent de la Opus, BTC3100. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. La revedere!